schimbă registrul, în afară de faptul că sunteți afaceri, sunteți sau ați fost om politic? Mai sunteți om politic? Nu mai sunt om politic, din păcate sau din fericire. Nu doresc să mai cochetez cu zona politică, pentru sunteți că dezamăgită. Așa cum nu neapărat dezamăgit, pentru că nu aveam aptitudini de candidat și nu mi-aș fi dorit, cel puțin ultimii 4 ani, să devin candidat. Pentru că libertatea de antreprenor este unică, libertatea de mișcare, de gândire, de decizie, pe când ca om politic nu ai niciun fel de libertate, ai totdeauna pe cineva sus care să spună cum să mergi pe stradă. Ultima oară ați fost în AUR, coordonator, da, de campanie sau... Nu, nu, n-am ajuns la campanie. Eu, dacă urmăriți declarația mea din 15 ianuarie, atunci când a fost anunțată validarea mea ca și coordonator filialul județean AUR, atunci am spus că am un mandat pentru 90 de zile, pe care dacă îl voi îndeplini, voi rediscuta prelungirea. Dacă nu, vă de treabă. L-am îndeplinit. Și v-ați văzut de treabă, chiar dacă l-ați îndeplinit. L-am îndeplinit și pe 16 aprilie am luat decizia împreună cu George Simion să mă suspend, pentru că nimeni nu înțelegea de ce eu nu candidez, de ce eu nu doresc să dețin o funcție publică. Pentru că îmi pierd libertatea de a gândi, de a mă mișca. Dar de ce? Vă pierdeați libertatea de a gândi. Gândea cineva, altcineva în locul dumneavoastră. Eu sunt om de afaceri și prefer să rămân în zona de afaceri. Adică aici construiesc mult mai bine, mult mai sănătos și construiesc de 34 de ani. Adică politica necesită o implicare mai multă. O implicare mai mare și datorită faptului că foarte multă lume asociază mediul politic pe un mediu care generează venituri ascunse. Noi, privații, mergem pe o zonă mai transparentă, unde ne declarăm totdeauna veniturile și credem în statul român ca un partener real. Dar, vedeți, dumneavoastră, în perioada aceea, tot existați zvonuri că ați avut niște clinciuri cu domnul Murat. Clinciuri totdeauna există, dar astea sunt chestii de opinie, separată vis-a-vis de o activitate sau alta, o acțiune sau alta. Asta nu înseamnă că am ceva personal cu Murat sau bănuiesc că nici el personal cu mine, mai ales că nu ne desfășurăm activitatea pe aceeași zonă de activități private. Mai departe, faptul că au luat o decizie la momentul 16 aprilie, când eu m-am suspendat, de a merge cu Murad în campanie, s-au văzut rezultatele. În prima jumătate a lui aprilie, sondajele arătau altfel. Și acum deschide lista la parlamentare? Posibil, nu m-a interesat deloc lista AUR sau altor partide. De ce? Și având în vedere că deschide lista, clar are mari șanse să intre. În mod sigur vor intra. Le urez succes. Nu am absolut niciun resentiment. Nu am plecat din AUR cu vreo datorie la cineva sau cu vreo pretenție de la cineva. Bun, dar chiar dacă ați ieșit din politică sau ați făcut un pas înapoi, mă gândesc că sufletul oricum v-a rămas acolo, având în vedere că vin și alegerile, aveți vreo preferință, susțineți pe cineva? Nu voi vota AUR. Da, dar cine? Pe cine veți vota? Știți cum e, în cabina de vot inspirația va fi elementul principal la momentul respectiv. Nu voi vota AUR. Bun, dar sprijiniți acum pe cineva la viitoarele alegeri de la Constanța? Nu, doresc să rămân imparțial, doresc să rămân neutru, pentru că dorim să construim, indiferent cine va câștiga, va fi voința poporului român și un vot în plus sau în minus, respectiv votul meu, nu cred că schimbă foarte mult balanța alegerilor din această toamnă. Voi construi, indiferent cu cine va veni la putere, vom construi. Pentru că asta e datoria noastră a mediului privat, să investim acasă la noi
să dăm valoare adăugată produselor noastre și să consolidăm coșul public național. Dar cui dați mai multe șanse la aceste alegeri? Clar, bătălia principală se va da între marile partide, PNL-PSD. Acum, dacă discutăm de rezultatele acțiunilor din ultimii ani, care au facilitat cumva dezvoltarea mediului de afaceri, vedem clar o ecuație în care nu credea nimeni, o ecuație de succes, respectiv parteneriatul PSD-PNL la guvernare a schimbat în bine economia românească prin statisticile de care dispunem astăzi, prin cifrele din statistici. Cumva funcționează. Adică, făcând o comparație prima perioadă PNL cu alți jucători, e clară că aportul foarte, foarte serios l-a adus această formulă PSD-PNL. Da, dar despre taxa aceea de solidaritate despre care s-a tot discutat și acum am văzut că a ajuns și în atenția, sau mă rog, ajunge la Curtea Constituțională, pentru că Rompetrol a contestat în un articol din ordinul respectiv. Cum vedeți această taxă? Pentru că sunt companii care plătesc foarte mulți bani. Sincer să fiu, dacă s-ar face o analiză, s-ar face o analiză amănunțită privind carnetul prețurilor de transfer, cred că ar prinde mai tare multinaționale. Serios? În mod sigur. Dezvoltat. În mod sigur. Adică România încă dispune de un facilități fiscale avantajoase pentru mediul de afaceri. Care ar fi acele facilități? Impozitul pe profit, impozitul pe dividende, impozitul pe salariu e puțin cam mare, dar în fond ne-am bucurat mult mai mult dacă acești bani ar fi utilizați în domenii precum sănătatea și educația. Care sunt oricum la pământ. Da, aici într-adevăr este un deficit unde aparatul statului nu funcționează. Adică aici ar trebui cumva create pârghii de analiză privind managementul corporativ aplicat corect. Mă întorc la politică, bănesc că ați văzut și ați aflat celelalte nume pentru care vor candida în Parlament, dar vreau să vă întreb cum comentați activitatea actualului mandat a parlamentarilor constanțeni, cum au puțin și termină mandatul la 1 decembrie. Unii dintre ei încă se regăsește pe liste pentru următorul mandat. Sincer, nu am urmărit activitatea parlamentarilor, pentru că, cum bine știți, mediul de afaceri, timpul înseamnă bani și ne orientăm către zonele care aduc profit și nu zonele care aduc informații utile mediului politic. Nu mă mai interesează. Dar au ajutat în vreun fel parlamentarii mediul de afaceri din Constanța? Nu știu, au inițiat un proiect, vreo lege care să vină în sprijinul lor? Nu. Sau am, au avut întâlniri mediul de afaceri cu parlamentarii? Nu am cunoștință de proiecte inițiate pentru mediul de afaceri privat, inițiate de parlamentarii constanțeni. De altfel, se și vede puțin și cu ochiul liber că Constanța nu a mai livrat parlamentarii care să fie apropiații partidelor sau activități de centru a partidelor, nedeținând funcții în guvern, parlamentarii de Constanța. Pe viitor sperați la o colaborare cu parlamentarii, pentru că până la urmă ei sunt acolo, sunt legislativ, adică ar veni, ar putea să vină în sprijinul oamenilor de afaceri cu legi care să le fie mai ușoare, că uitați că tot vorbeam de taxe, că sunt foarte mari. Vedeți, dacă venim cu o propunere, asta nu înseamnă că ea se și... Am venit cu propuneri și chiar către parlamentarii AUR și nu s-a întâmplat nimic. Când eram în AUR. Acum cu atât mai mult. Deci nu s-a întâmplat nimic, pur și simplu. Uită politicienii ceea ce promit în campanie?
când se văd sus? Cred că sunt copleșiți. De? Sau depășiți de situații? În prima etapă copleșiți și după aceea, până la terminarea mandatului, cred că mulți dintre ei și depășiți. Da. În concluzie, pe cine vedeți președintele României? Că tot am vorbit de parlamentari, să vorbim și de alegerile prezidențiale. Este evident că bătălia se va da între PNL și PSD, dar pe cine vedeți președinte? Președinte, cred că îl văd pe Marcel Ciolacu. Ce are în plus față de Nicolae Ciucă? Sau care ar fi atul principal? În primul rând, o ascensiune politică și faptul că a reușit să țină un partid cu ceva probleme în 2020, a reușit să curețe cât de cât această formațiune de baroni locali și o face în continuare și în același timp a livrat o guvernare stabilă alături de PNL, care PNL nu am văzut să o livreze în primul an și jumătate de mandat. Apropo de baron local, păi avem la Constanța un baron local, Felix Troia, adică... Am spus că n-au terminat curățenia. Da, deci ar mai fi. Ar mai fi loc de curățenie. Bun, am înțeles. Vă mulțumesc mult că ați fost alături de noi și vă mai așteptăm. Vă mulțumesc mult, să vă salut pe dumneavoastră și spectatorii dumneavoastră. Mulțumim, mulțumim și dumneavoastră. La revedere!